Bună ziua! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Ionel Croitoru, am 54 de ani și acum 4 luni aveam 184,5 kg, 181 cm în șorduri și 160 cm la stomac. Eu am fost unul dintre cei șase norocoși selecționați pentru a urma procesul de psiodietă în cadrul programului România de grăsimea sub îndrumarea Doamnei Anca Lugulezii. Am început procesul destul de sceptic, deoarece am urmat destul de multe diete dar totul s-a schimbat după ce m-am acomodat cu postul intermitent și a devenit foarte, foarte ușor după ședința de psihodietă avută în particular cu doamna Anca Lugulesei. După terminarea ședinței, totul a căpătat nuanță, a căpătat sens. Atunci am spus că sigur, sigur voi reuși să ajung la kilogramele dorite, și anume la 120 kg. Pe parcursul celor 4 luni am urmat cu strictețe toate fazele indicate în cadrul procesului de psiodietă. În cele 8 ore de alimentație din postul intermitent am consumat doar alimentele permise în cantitățile specificate pentru cele două mese și cele 2 gustări, iar în cele 16 ore, am dat posibilitatea organismului să se odihnească hidratându-l corespunzător. Acum, când am trecut 4 luni de psiodet, am reușit să ajung la 151,4 kg, să ar 33 de kg de grăsime și să reduc circumferința stomagului și șoldurilor cu 27 de cm, ajungând la stomac la 133 cm și în la 154 de cm. Și toate aceste mult așteptate rezultate au apărut respectând postul intermitent și prevederile procesului de psiodietă trasate de doamna Anca. Vreau să vă spun că după 4 luni de psiodietă, organismul meu și-a schimbat metabolismul. O săptămână arde intens găsimia, iar în 3 săptămâni el se odihnește, se resetează. Ca să ajungem totuși la rezultatele mult dorite, trebuie să uităm de pofte de copiii din noi și să știți că se poate. Eu, de exemplu, le gătesc copiilor, le gătesc nepoților, dulciuri, fel de fel de mâncăruri, de bunăciuni. <laughs> Dar dacă înainte, pur și simplu, mâncam la propriu și eu din ele, acum doar le dau gustul pe limbă. Trebuie să fim conștienți că acest proces de psihodietă nu se va termina după ce vom uh, ajunge la cel dorit, ci din potrivă, el va continua pentru toată viața. Post intermitent, hidratare în cele 16 ore, alimentație corectă în cele 8 ore. Uh, din luna martie am început să mă deplasez către nepoții, o deplasare zilnică dimineața pe jos, pe o stație de tramvai, seara în pe o stație de tramvai, doar pe jos și cu toată gurnactroza mea la ambii genunchi, mă deplasez din ce în ce mai ușor. Eu sunt foarte mulțumit că avem foarte, foarte multe haine pe care nu le-am îmbrăcat de mulți ani, costume, cămăși, blugi, tricouri. S-a schimbat foarte mult viața în familie este foarte multă boie bună, este o atmosferă pozitivă, soția slăbi și ea, 7 kg și e foarte mândră de ea că îi vin foarte, foarte multe haine e, și chiar copiii. Plus în alimentație am dispărut aproape de tot cartofii, pâinea, produsele de panificație și cărnurile procesate, salamul, cremul, șuncă. Nu este ușor, dar, să, dar vă spun că se poate. După aceste patru luni de psiudiet, am reușit să urc jumătate din treptele până la celul propus de 120 kg, și ușor, cu ajutorul baghetei magice pe care doamna Anca mi-a arătat cum să o folosesc corect pentru a face magie bună, să continui urcușul treptelor răbdător și încăzător, că voi reuși ceea ce mi-am propus. Acestea fiind spuse, nu pot decât să vă mulțumesc, să le mulțumesc colegilor din grup pentru frumoasa susținere, și să-i spun doamnei Anca că are toată admirația și recunoștința mea și că îi mulțumesc foarte mult. Mult succes tuturor și, în sfârșit, cu Psiodeta vom reuși, cu siguranță.